Comunitatea în dreptar digital m-a ajutat să creez activități mai atractive pentru copii, m-a ajutat să folosesc telefoanele mobile sau calculatoarele în lecțiile mele. Una dintre reușitele în dreptar digital pe care le-am aplicat la clasă ar fi faptul că am transformat telefoanele și calculatoarele în prietenii copiilor, dar în activități de învățare. Cea mai mare provocare, faptul că nu avem internet. Sau copiii nu au internet pe telefoane. Când folosesc resurse digitale, eu mă simt mai creatoare, mai creativă, mai specială pentru copii, pentru că le vorbesc pe înțelesul lor. Ei văd tehnologia ca pe un prieten și atunci devin și eu prietenul lor. Încearcă să descopere foarte mult. Asta le e firea, nativ. Lucrează foarte mult cu tehnologia și în felul acesta devin mai creatori. Cercetează foarte mult, sunt mai interesați de tot ce este în jurul lor. Procesul de învățare în care implicăm tehnologia devine mai atractiv, elevii sunt mai activi, mai interesați de ceea ce se întâmplă și automat se implică în permanență în activitățile de învățare. Când folosesc resurse digitale, elevii se simt toți ca și cum ar ști, ca și cum ar folosi tot timpul ceea ce îi interesează. Ajung pe această cale la ceea ce îi interesează pe ei. Pentru a-și atrage toți elevii, aș recomanda unui coleg învățător să folosească resursele digitale. Aceste metode sunt activ participative și reușești să ajungi la inima și la mintea lor. Viitor.